Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și vă invit să vedem o nouă ediție a emisiunii La Fața Locului. Așa cum vă spun de fiecare dată la finalul emisiunii anterioare, ne vom revedea la o altă față a locului. Acum ne aflăm la Cornești, în comuna Bălești, iar gazda noastră este domnul Dumitru Coneru. Bine v-am găsit și mă bucur că am reușit să ne găsim. Vă mulțumim și... Mă numesc Dumitru Coneru, sunt olar de la 11 ani, am învățat meșteșugul de la tatăl meu fiind olar, am învățat la el, olăritul. Până la etatea de 20 de ani, până m-am angajat, am lucrat oalea, împreună cu bătrânul. Mi-a murit taică-miu și eu am rămas în continuu. M-am angajat la etatea de 23 de ani, lucram oale și mergeam și la serviciu. Lucrez oale, tot felul de ceramică. Cane, oale mari, tăp de copt, urcioare de băut apă, cănuță pentru băut apă. Ce vârstă aveți, domnul Coneru? 74 de ani și pe 28 aprilie plec pe 75 de ani. Mulți înainte. Vreau să vă spun că domnul Coneru este atât de rapid la vârsta pe care o are, mulți înainte vă urez ani, e atât de rapid încât până să facem noi probele de filmare și de sunet și de imagine și de culoare și de lumină, dânsul începuse lucrarea și aproape că e gata. La fel de repede ne-a introdus și în arta dumnealui și în activitatea dumnealui. Dar eu trebuie să vă spun că domnul Coneru este un fiu al Găleșoaiei, acel sat de olar care a dispărut, din păcate, pentru că, după cum se știe, exploatarea minieră de carieră a făcut să fie strămutat satul Găleșoaia, oamenii din satul Găleșoaia, și a venit mina acolo, a dispărut satul de olari, care se afla pe teritoriul comunei Câlnic, iar domnul Coneru este acum strămutat în comuna Bălești și satul Cornești Noi. Exact. Și ce nu v-am spus este că ne aflăm în școala de la Cornești. De ce? Pentru că școala de la Cornești s-a hotărât să-l găzduiască pe domnul Coneru și să facă aici o expoziție vie, cum ar veni, pentru că există și o expoziție de lucrări, dar există, iată, și demonstrația pentru cine dorește. La școala Cornești există pentru că am 22 de elevi aici de învăț meșteșugul. Deci, pe lângă că mai bine televiziuni pentru televiziunea, am și elevi de învățat, trebuie să le dau meșteșugul. Aici în școală? Aici în școală, aici vin băieți, sâmbătă, de la ora 10 la 1, 3 ore, pe fiecare sâmbătă facem curs cu ei. Da, noi am venit vinerea, de asta nu i-am găsit pe copii și am vrut să vă prezentăm pe domnul Coneru, de data asta, nu sunteți la școala populară, instructor, da? Secție externă Bălești. Da, da. Bun. Da. Dar noi am vrut să-l prezentăm pe dumnealui, de aia n-am venit într-o zi în care are treabă cu copiii, pentru că vrem să redescoperim olăritul. Iată cât de frumoasă este această oală extraordinară pe care dânsul a făcut-o în 10 minute, vază, da? O vază de flori. Și acum ce ne faceți? O cană de băut apă. O cană cu mânușe sau fără? Cu mânușe, da. Îi punem și mânușa. Dacă... Îi punem și mânușa, da? Haideți să ne descrieți, în primul rând, să plecăm de la material. De unde luați lutul? Tot din Găleșoaia? Acest material, datorită minii, ne-a lăsat fără material. Dar eu plecând de acolo în 2010, șeful de sector de acolo mi-a dat oameni și am luat acasă 3 mașini de pământ la un coteț acolo făcut în curtea casei și în continuare am, mergând escavatoarele în carieră, mai descoperă escavatorul, mai găsim pământ, mai luăm, tot de acolo ne alimentăm, tot de la Găleșoaia. Tot de la Găleșoaia. Deci ăsta e lutul de Găleșoaia autentic. Cel mai bun, da, cel mai bun material de lucrat aici. Tatăl meu avea pământ pe unde avea el pământuri și vândea pământ, atunci se vândea pământul. Dacă venea cineva, tale erai olar și veneai la mine să iei pământ, îl vândeam. Se făcea groapă și la 20 de metri adâncime. Se puneau 2 scări, 3 scări înădite și veneai cu o postăviță, ridicai pe
pe umăr ca să ieși afară, să iei materialul ăla. Și aș vrea să ne spuneți care este tehnica în timp ce lucrați, care este succesiunea lucrărilor din momentul în care ați luat lutul din pământ și până când ajungem în faza de, obiect. Da. Să aducem materialul de unde, de unde îl avem. Noi acum, momentan, îl am adus acasă. Într-un coteț acolo, închis, îl stropim cu apă. În momentul când mâine eu vreau să lucrez, cu două zile în urmă, îl stropesc acolo. Pe urmă îl săp cu sapa, îl aduc în casă, în atelier, îl bat cu maiul, îl tocăm cu sapa, îl facem bulgărește ai mare, așa, îl facem mărunt, mărunt, și după aia îl facem o turtă. După ce facem turta aia mare ca o roată, ca roata asta, exact atâta de mare, o punem în dungă și o tăiem cu o cuțitoaie făcută din coasă, făcută la un fierar, din coasă și o tăiem de 4 ori sau de 3 ori, depinde cum e materialul. Dacă are mult, să nu fie curat el, trebuie să-l selectăm noi, care cărbune, care stur, care piatră, îl selectăm și îl tăiem de 4 ori. După ce se taie pământul, se întinde pe fund acolo, se dă apă pe el, se face un 10 cm grosime și după aceea îl luăm la călcat cu piciorul, cu talpa piciorului îndoită în dungă. Dar de ce îndoiți talpa piciorului în dungă? Îndoim noi așa. Dar de ce? Păi ca să putem să-l tăiem, să facem urmele alea, să-l frământăm. Deci l-am întins o dată. Mai tai o dată cu talpa piciorului îndoită în 12 ori. De 12 ori. Îl întindem roata asta, o întindem mare atât și după aia îl luăm cu tăiatul piciorului, aducem mărginile în mijloc, iar îl întindem, după aceea iar îl tăiem cu până când se omogenizează, până când vine exact bun de lucru. După aceea se face turta de la terminare și atunci se taie cu o altă pământ cât vrem să lucrăm, îl batem puțin în mână, că exteriorul se cam zbântă, iar interiorul rămâne moale. Îl batem și îl punem și îl lucrăm pe roată. Nu se bate, arătați-mi un pic. Numai un pic ca să nu stea da. Cana. Nu cade de acolo. Deci în așa fel se bate pământul ca să-l putem aduce la normal. Deci exteriorul și interiorul să fie același. Da. Și dacă nu are aceeași umiditate, nu se rupe oala, nu? Nu, faci o coloș și îl pui pe roată, dar se rupe oala. Unde e tare, nu se întinde, unde e moale, se întinde. Și atunci când ăla moale se întinde, cel tare nu-i dă voie să se întinde. De-aia se bate în mână. Vreau să vă spun că am încercat și eu, și telespectatorilor trebuie să le spun și dumneavoastră, că am încercat și eu să lucrez la roată și nu mi-a prea ieșit mai mult de o scrumieră cu peretele gros și cam strâmbă, așa. Adică nu e deloc ușor. Nu aveam cum să am mâna. Da, am încercat la domnul Retezeanu, la Târgu Jiu. Și este unul dintre meșteșugurile care n-am reușit să-l învăț până la capăt, pentru că nu e deloc ușor. Vreau să vă întreb dumneavoastră, la ce vârstă ați început să lucrați prima dată? Am început să lucrez, să o iau de la început. Tatăl meu, eram copilantru și tatăl meu pleca cu mama și ne lăsa 3 copii acasă, eu cu 2 surori. Așa. Când pleca cu oale, stăteau câte 2 săptămâni. Se vândă oalele, da. Unde încărca un car de oale din ăla de al mare, cum era pe timpuri, cu huieți din ăia lungi, mari. Ce să ia huieți? Huieți niște suporți ai carului. Deci era un car cu huieți ai lungi, punturi la cap și la spate și acolo punea fân și le împacheta și pleca cu ele prin sate. Stătea câte 2 săptămâni. A, nu oale. Prin târg, mergea prin nu sate. Nu la târg, nu prin sate, se vândă pentru oale, pentru boabe și grâu. Grâu, fasole, ce adică dădea? Adică lua în schimb oale, în schimb, grâu și... Da, dumneavoastră dădeați boabe, eu vă dam oala. Și dacă vă dădeam altceva, luați? Orice, și bani și tot, se putea... Depinde ce vă trebuia în gospodărie. Negoția, da. Și atunci, în timpul ăla, la 11 ani, tata pleca, rămânea pământ, cum am și eu pământ acum, și eu mă puneam pe roată. Nu puteam să fac, mă minunam, mă făceam. A doua zi, a treia zi, nu mai făceam nici treburile, puneam surorile să facă treburile pe acar, pe afară, și eu eram numai pe roată. Dă-i pe și roată, tata nu știa? Tata nu știa, că era plecat cu oale. Deci tata nu știa. Nu a pus dumnealui să învățați? Nu vrea să învăț oale.
De ce? Nu a vrut să... Bă, e meserie grea, e multă muncă la pământ și nu, mai bine du-te și înveți școală și te duci și te faci altceva. Învață carte. Nu a vrut să mă lași. Ei, eu când am văzut că în 12 zile cât a fost el plecat, am încercat, am făcut un serios, o strechinuță mică, că era mai ușor, am încercat și un păhăruț micuț, așa l-am făcut, a venit tata, a găsit pereți în casă, în atelier, plin de ăla, ce ai făcut? A uitat la pământ, nu e pământul, când a văzut toate alea, eram o cir la aia, că le făceam, le stricam, eu nu mi-i puneam la loc acolo pământ. Și tot l-a găsit grămadă. Ce am spus eu cu tare că nu înveți, dar eu în continuare am învățat. Deci am învățat. Plecând el de acasă, nu mi-a arătat odată să zică, bă, bagă mâna în oală și ține-o pieptenul așa ca să poți să faci o oală sau un castron sau o farfurie sau ceva. Deci el nu mi-a zis treaba asta, te duci la școală și înveți. Când a văzut că am învățat, am prins repede, el era bătrân, a murit la 91 de ani, n-am mai zis nimic. Tată, te descurci, faci, lucrezi așa, lucrând la oală și în carieră, mi-am făcut o casă aici la Cornești, două căști în curte, fără să-mi o facă mina. Deci eu am făcut o banii noștri, deci lucram și la oare. Veneam, ați lucrat în minerit? Am lucrat în minerit. Lucram în carieră la noi acolo și la ora 1 eram acasă. Până seara făceam 100 de strânchini. Așa se mânca pe timpuri, din strânchini de pământ. 100 într-o zi? 100 într-o, nu într-o, după masă. Ah. Găseam pământul tăiat de-a mea. La servici? Mă duceam, eram la servici schimbul 1 și până seara făceam 100 de strânchini. Păi știi, vă fac o strânchină acolo, să vedeți că se face da, direct. Face. În, știi în cât? În 60, într-un minut. Da? Da. Pictat? Iar 100. Și pictată, da. Ia o facem. După ce facem cana. După ce facem cana. Așa. Vreau să vă întreb cu ce le colorați, culorile astea, din ce le faceți? Culorile verde. E făcut din pământ alb, aici, să vede, pământ alb. Verdele făcut din pământ, ăsta e verde, alb. De aici, ăsta e alb. În verde, în ăla faceți verde. Așa, da. În ăsta, la alb, cum este ăsta acum, ardem aramă, sârmă, plancar de țeavă de aramă, o băgăm la cuptor când se ard oalele și se depune o poșghiță de milimetru pe ea. O batem, iasă arsura aia de pe ea, o pisăm și o facem praf. O punem în ăsta alb și la urmă trecem prin râșniță. Prin râșniță, iasă verde, uite, ăsta verde. Așa face arama. Asta albă, asta e făcută din pământ, aici e tot pământ de aici, aici e pământ, aici e roșu, iar la fel, pământ. Toate da, vopsele... roșu și culoarea asta ce culoare e? Ăsta e negru. Negru. Ăsta roșu negru. Și uitați-l. Negru. Roșu și negru din ce culoare? Tot din pământ. Pământ normal. Pământul ăsta, pământ. Roșu, l-avem și aici, avem aici. Și cel alb e mai alb decât ăsta. La, da, pe deci ăsta, ăsta e tot pământ, da, așa iese, da. Și ăsta negru? Eu la plecare, tot pământ, ăsta negru, tot din piatră. Piatră, din piatră, piatră neagră. Stur, așa se numește, stur. Păi moșul meu la Gleșoaia, moșii noștri, adică care ne-a moșit, nu, moșii care ne-a moșit. Așa, care ne-a moșit, așa, că așa se zicea la țară, așa se zice și acum, așa. A avut casa la demolarea, deci la strămutarea lor, ei au fost în altă etapă, eu am fost ultima etapă, etapa a cincea, plecând din satul Gleșoaia. Când a stricat casa, toată temelia lor de acolo era numai cu piatră din asta. Am acum acasă, am bulgări din aia, am luat de acolo. Ăsta se pisează, se face praf, se bagă în râșniță și iasă negru ăsta. Dar să nu-l vedeți și acum. Și piatră asta. Să-l vedeți și pe parcurie. Piatră neagră, exact cum eu sunt altar. Piatră neagră. Da? Și e zgurumos, nu-i piatră păi tare ca piatra. Da, 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 da. Da, da, e foarte ușor la pisat. Adică la frământat, când se face praful. Foarte ușor. Înțeles. Toate culorile sunt... Toate culorile sunt din pământ. Nu e nimic a luat de la chimicale. Era pe timpuri de lua verde din ăsta, simplu. Dar nu ieșea bine la zămarți, nu ieșea bine pe oare. Noi am făcut, deci la tata, cu experiența lui, făceam așa, albă cu aramă și ieșea verdele alea frumos. Deci în momentul când se dă cu zămar de sarde la cuptor, iasă verdele lucios. Negru din pământ, nu e nimica, piatră. Haideți să facem puțin loc să ne vadă camera mai bine. A, o luăm de acolo, da. Stați punem așa. Asta aici puneam, și, da. luăm și cele de colorat și le punem în partea aia ca să se vadă bine. Cele două să le punem acolo. Da.
Deci, practic, aveți trei culori de pământ în zonă. Trei culori. Astea sunt cele trei culori. Patru. Și verde. Cea de bază. Verde. Roșu, roșu, negru, alb și verdele. Păi verdele e din cuarama făcut. Nu e pământ. Nu e culoarea pământului. Nu? Nu, nu, da, păi tot din pământul al alb. Tot din pământ? Doar puțin verde se bagă, nu se bagă mult, că pe urmă nu iasă. Da? Deci dispare la ardere. Băi, cum e asta alb, punem o linguriță din aia de mâncăm noi, praful ăla în ăsta al alb și îl trecem prin râșniță, o râșniță din două pietre care se macine tot. Toate vopsele care se fac trec prin râșnița aceea. Păi da, asta înseamnă că pământul trebuie cel alb l-amestecat cu culorile, cu pământul colorat? Ăsta, numai albul se amestecă cu culoarele. Cu verde, negru, nu. Atât. Verdele, atât. Ăla se amestecă. Alb cu verde, ca să iese verde. Piatra nu amestecați cu lut? Nu, cu nimic. Cea neagră? Piatra, piatră, rămâne simplu. Ea, da? Da. Simplu. Dar cu ce o diluați? Cu apă. Cu apă. Eco, aici. Tot ce este eco. Uite că dacă știam, luăm doi bulgări de alb aici, să-l vedeți cum apare, exact ca ăsta, bulgări din ăsta. Noi îl pisăm, îl precăm, îl pisăm și îl facem praf. Și după aceea punem apă în el într-o tavă, punem apă într-o tavă și îl râșnim prin râșniță. Păi mânușă nu-i punem? Păi mânușă nu acum, mânușă. Facem și o mânușă? Da. Punem și o mânușă. Atunci, nu se pune acum, să dă la o parte. Facem tot și un castron. Facem și un castron. Facem și un castron. Așa. Și după aceea avem pământ mai moale la mânușe, trebuie pământ moale. Nu se face din pământul altar. Ca să poți să o îndoi, să o pui la cană. O punem și pe aia, o facem pe aia, demonstrația aceea. Da. Și acum facem un castron. Ia să cronometrăm, dragi telespectatori, să vedem în cât timp face domnul Coneru un castron. Ca să facă 100 de când iese de la serviciu până vine seara. Nu din ăsta mare, castron mai mic. Castron mic de mâncat ăsta, iasă un castron mai mare. Vedeți acum, și iau pământ și îl facem și pe ăla. Am înțeles. Câtă măestrie și câtă siguranță, dragii mei, nu o să-l mai întreb nimic pe domnul Coneru ca să se concentreze asupra lucrului până termină acest castron. Și între timp am să vă spun că, din păcate, în Gorjii au fost foarte mulți solari și puțin mai sunt, foarte puțini și foarte puțini singur, sunt cei... Singur, eu și Rătezeanu. În tot Gorjul? Sunt la Peștean, Ștefănești mai la sunt? La Ștefănești nu mai sunt? Nu mai sunt. Nu. La Peșteana și la Vârtop, iar nu mai sunt. La Vârtopul de Ciuperceni? Da. Nu mai lucrează? Nu mai lucrează. Eu am filmat la Cărbunești, la Ștefănești pe cineva. La Cărbunești, da. La Ștefănești. La Cărbunești sunt. Sunt. Da. Știu că acolo am filmat acum vreo 10 ani pe cineva și avea și un copilaș, un nepoțel mic așa care lucra și el, cum lucra și dumneavoastră, iar așa la Vârtop am filmat pe cineva. Nu mai lucrează? Nu mai lucrează la Vârtop. Eu am lucrat la unul, Piera, pe roata lui, a murit și el și mai era unul Cârpianu Vasile, iar la fel am fost la el acasă și nu mai lucrează nici el, nu mai poate. Și din familie nu a din, nu, 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 are copii care au plecat, are un băiat prin Anglia, nu mai e. Dar spuneți-mi, dumneavoastră învățați aici elevii școlii Cornești, dar din familia dumneavoastră a învățat cineva meseria asta? Am un băiatul cel mic, a învățat meseria, a vândut oalea, a lucrat oalea, a făcut oalea, dar s-a retras, n-a vrut să mai lucreze. N-a mai vrut, s-a făcut șofer, a fost angajat la mine, pe urmă i-a plăcut șoferia, a fost șofer pe aici, acum l-am prin Anglia. Dar de lucrat lucrează oare. Știe să lucreze, dar nu se mai ocupă asta. El are atelierul, poate să lucreze mâine. Știe să lucreze bine, deci a vândut oale făcute de el. Aici nu poate să lucreze. Și castronul ăsta la ce se folosește? Castronul acesta pentru ciorbă, pentru o fasole, o castron mai mic care se mănâncă ele, asta e mai mare, un castron de folosință în casă, pentru ciorbe, mult pentru ciorbe. Da.
Mai merge acum treaba cu vânzarea de oale, cu... Mai cum merge treaba? Mai greu. Datorită plasticului și... Cât costă, deci... cât costă așa un castron de ăsta, de exemplu? La cât se vinde pe piață? 80 de lei? 8 lei. Da, clar că farfuriile făcute în fabrică și din plastic costă mai puțin, deci e normal să intre în concurență. Plus că alea nu se sparg, astea se sparg la o adică. Dacă avem grijă de nu se sparg. Asta eu am oală de sarmale, are vreo 28 de ani de când sarmale facea mea sarmale ea. Mamă, și cum ies sarmalele făcute în oală de pământ la foc? Sau cum? Nu se pot băga în cuptor, nu? Ba da, la cuptor. Cuptor la aragaz? La cuptor la aragaz. Nu pățește nimic? Nu. Și are și capac ăla de sarmale? Oală cu capac pentru sarmale, da. Se fac și fripturi la cuptor în vase de pământ, de lut? Maica mea, când eram copii mici și mai mare, băga un castron, un ghibeș din acela mare, punea acolo fasole verde, băga fasole verde, deci, cu roșii, cu orez, cartofi și carne prin el. Și îl băga la cuptor. Punea tabla la gura cuptorului și sta acolo, mirosa de, se umplea satul de mirosul ăla bun. Deci se poate face și așa ceva. Și acum să trecem la partea a treia, deci a patra să zicem, deci am povestit copilăria, tinerețea noastră, cum ați învățat oloritul. Mai în față acolo, acolo. Aș vrea să am arătat că domnul Corneru învață și copiii care doresc, și iată sunt 20 de tineri care doresc să învețe olăritul. Mai trebuie spus că... Niște fetițe. Și fetițe. Lucrează, am fost la Peștișan și au luat bani ele pe lucrul lor. Așa cum lucrez eu acum aici, ele luau bani pe acolo. A fost un târg? Prima dată Peștișanul când a început ei, ca zilele... Comune, da. Prima dată a făcut așa. Ne-a anunțat că planul va fi altceva, nu ca acum. Am înțeles. Trebuie spus că domnul Corneru din Găleșoaia, veche vatră de olărit și recunoscută în întreaga țară, fostă vatră de olărit și dumneavoastră sunteți ultimul olar din Găleșoaia, participă și la târgurile internaționale și naționale, adică duce renumele Găleșoaiei mai departe. Și aș vrea să ne povestiți din experiența acestor târguri, cum ați fost primit, cum privesc oamenii ceea ce faceți. Prima plecare a noastră a fost în Austria, acum vreo 4 ani în urmă. De 3 ori am fost în Austria, oricum, acolo la un simpozion, având casa, adică macheta casei lui Brâncuș, fiind cu Doina Gorjului, am stat 8 zile acolo și oamenii erau călare pe doamne. Erau pe lângă roate oameni, parcă n-ar lucra, eu nu știu dacă în Austria se lucrează olărit. Dar erau acolo, lucram fel de fel de parfurii și plecau cu ele în Parma așa, punea dolari ude, aici, ude. În Austria. Nu, dar zic ude, plecau cu ele nearse, nemuscate, nimic. Nearse și le luau acasă, da, ca, ca amintire așa, sau ce le plăcea lor. Asta în Austria. A doua oară, tot în Austria, iar la fel, am făcut la cineva din Buzău, fiind în Austria de 32 de ani, cu nevastă, s-a murit nevasta de 7 ani, era un om bătrân la vreo 78 de ani și îmi povestea că a făcut casă în Austria, a plecat din România și a făcut casă în Austria. Fiind acolo la roată lângă mine, am făcut un urcerel micuț, mărimea vazei aceea, și mi-a aruncat 50 de euro pe masă acolo. Așa lua și așa era de drag de el, te uitea lumea de el, parcă îi venea să-l bage în sân așa, l-avea pe... Deci eram pregătit acolo cu cartoane. Cartoane exact așa, cum e asta în două. Și eu puneam castronul, îl puneam pe tale pe carton și plecai cu el. Am fost în Bulgaria, iar la fel. Atât de mult. În Bulgaria sunt olari. Am fost în atelier la bulgari, acasă. Dar când am văzut și farfurii de ale mele, au rămas uimiți. Altfel. La ei cum se lucrează?
Tot așa, tot la roate, dar roate cu motor. A. Roate la motor, da. Dar roata din ce e făcută? Roata aceasta care lucrez eu pe ea e făcută din 1860. Din ce material? Asta e făcută din carpen. Din carpen? Din carpen, carpen. Adică lemn de carpen. Lemn de carpen. Un lemn de carpen. Dar de ce se face din carpen? Ține mai mult, nu se sparge. Da? Și ține mult, carpenul ține mult uscat. La uscare, fără apă pe el, nu putrezește. Iar ea, da, fiind din 1860, închipuiți, a putrezit puțin. Nu se mai vede inscripția aia care scria pe ea anul lucrării ei. E făcută din lemn. Ce facem acum? Facem o scrumieră. Facem o scrumieră pentru doamna, să o dăm acasă. Mulțumesc! O să o punem noi în studioul în nostru. În studioul nostru avem diverse obiecte făcute de artiști populari și o să stea la loc de cinste acolo, da, în studioul de folclor. O suc acolo și puteți să o țineți și 1000 de ani. Da? Da, dacă nu puneți apă în ea. Păi nu punem, că nu... Cât de frumos! La vreo 32 de ani ai mei, când lucram bine, eram pus în olărit ca lumea, mi-a venit o idee să fac o cană, exact ca aceasta, o cană surpriză. Au venit polonezi, au venit francezi la mine acasă la cuptor, au venit nemți la mine acasă și le-am dat cana aceea, o cană surpriză care punem toată îngăurită, toate îngăurite în trandafir, fac eu trandafirul ăla, desenez pe el, tai pământul, îl decupez și bagi din partea asta, treci în partea cealaltă. Eu beau din ea, punem vin în ea sau apă și eu beau din ea și tale nu pot să bei. Păi de ce? E o cană surpriză. Aveam un frate și a venit la mine și aveam vreo 20 de bucăți din ani, a făcut o comandă la un restaurant în Târgu Jiu. Și a venit fratele meu și a luat-o să bea cu ea, s-a umplut. Pe tot curgea, nu putea, punea mâinile pe ea, zicea că o ține bine, turna să o ia la gură, nu putea să bea. Și fratele ăsta zice, băi frate, eu am 40 de ani de olărit, dar așa ceva n-am văzut. Deci un frate de-al meu care avea 40 de ani de olărit și n-a văzut așa ceva. O cană din aceea am dat-o la nuntă pe la Bobu, pe la Cărbunești, pe la nunți din ăștia, și mergea din cap la nuntă la Bob, am fost eu, un nepot de-al meu. Din cap, de la naș și până la coada mesă, așa se perindea cu ea și nu putea să bea. Păi am lucrat în carieră. Curgea din ea lichidul? Sau de ce nu putea să bea? Nu putea să bea, că dacă o ridicai, n-aveai cum să bei. Dacă puneai în cană, curgea, dacă o torceai în sus, curgea. Dacă ia jumătate de aici, era îngăurită. N-aveai cum să o întorci, n-aveai cum să iei lichidul ăla de ea. Păi și dumneavoastră cum făceați? Are o țiță acolo și pe țița eu beam tot lichidul ăla, tale tot pe țița aceea nu puteai să bei. Lucram în carieră la Tismana 2 și șeful de sector, când treceam, avea camera lui, deci unde sta el de lucra, erau niște geamuri joase de tot. Când treceam cu bicicleta, mă vedea, Conerule, mi-a dus șcana aia, Conerule, mi-a dus șcana. Domnul inginer, nu am mars când lui iar de beadă. I-am adus o cană din aia, marți. I-am lăsat-o acolo, m-a luat el la râs, la cutare, să-l învăț cutare, eu beam și el nu putea. De marți și până miercurea cealaltă, o săptămână și o zi, treceam furiș de el să nu trec pe acolo, să mă ia la întrebări, să-l învăț. Când am trecut pe acolo, fii tu al dracu belitule, așa zice, asta era vorba lui, fii tu al dracu belitule, nici acum nu puteți să înveți, dacă nu vii aici, ți-o spar când ai trece la pâine să iei, ți-o spar când la picioare. Și am intrat în nuntă și i-am dat ăla și a rămas cu ea. Păi și ați arătat secretul? Da, i-am arătat secretul. Era șeful meu de sector și trebuia să... Corect, corect. Da. Foarte corect. Aș vrea să ne povestiți și cum se face arderea. Așa, la ardere se lucrează vasele. Cam câte băgați într-un cuptor? Dacă e cuptorul potrivit așa, cam 6, 7, 800 de bucăți. Poate și 1000 de bucăți. Dacă eu am cuptorul și vreau să bag 600 de castroane, îmi trebuie 20 de întreieri, 30 de 40 de împătreri, 50 de încinceri, după mărimea lor. Stați un pic că nu pricep. Așa. Ce aia întreieri, împătreri? Întreiala e de 3 la cap. Deci se numește o întreială 3 bucăți de ele la un cap de oare. Dacă eu, dânsul e olar și tale ești olar, tot așa,
și ne lăudăm unul. Bă, câte capete ai făcut și astăzi? Ăla zice că 20. Eu zic că am făcut mai multe ca el. Deci ne luăm la harță prin sat care să lucreze mai repede și mai multe. Deci o întreială, sunt trei la cap, o oară mare din aceea, cum e aia, acolo, aia e oală mare cu două mânuși și una la cap. Dacă făceai 10 oale de alea pe zi, că la aia se lucrează mult. Deci e greu cocoloșul ăla să ridici. Și dacă făceai 10 capete din ele, 10 oale, da. Dar dacă făceai între ele, făceai 30 de bucăți, 3 la cap. Dacă făceai în pătrini, 4 la cap, 40. În cincieri trebuia să faci 50 de bucăți din ele, să le pui și mânuși într-o zi. Și se făceau. Și aia se discută dintre ele, împătri ele, urcioare, toate mările, dintre ele, împătri ele, dintre ele. Și asta era la noi. N-am început foarte bine, dar mă rog. Da. Așa, și le puneți în cuptor? Le punem la cuptor, după ce le facem, le lăsăm să usuce, depinde de temperatura atelierului unde le ai. Le punem... Înainte de a le pune în cuptor, le lăsați să usuce. Până, da, le lăsăm la usat. Deci noi le punem pe laviță. În atelier le punem pe laviță, le lăsăm la uscat. În timp, dacă e căldura mai mare, nu putem să o facem pentru că ele crapă dacă le porțăm la ardere. Crapă la ardere. La uscat. Crapă. Ia să apaie. Da, da, da. Crapă pământul dacă le forțez. Deci păi, lăsate. Cum să le forțați? Adică, cum să le forțați? Deci dacă noi facem căldură mai mare decât... Le... Da, da, da. Focul la atelier, da. Așa. Crapă de căldură mare. Le lăsăm până să zbânte, de putem umbla pe ele. Exact cum ăla era uscat aici, s-a uscat aici. Le lăsăm să zbinde, le punem pe laviță mai sus, până ajungem cu ele deasupra capului, pe un pod în atelier. În trepte. Le mutați? Una, două, trei, le mutăm, le mutăm pe scânduri tot. Asta e camera, lățimea camerei. De acolo până acolo am scânduri pe în atelier. Da, da. Dar nu le mutați o... Le așezați pe fiecare dreaptă și da, rămân acolo, nu? Da, 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 rămân acolo până s-au usucă, exact. Am înțeles. Acestea. După ce s-au uscat toate, le băgăm la cuptor, le cărăm la cuptor cu brațul, cu ce, cu liene, cu târnă din aceea, din muiere, cum era pe timpul, și le băgăm la cuptor. La cuptor, după ce le-am terminat cu băgatul, punem focul la două guri. Cuptorul e rotund, de 2 metri lărgime jos și sus, se face adunat. Ca căldura care bași focul la capete, la furuni, când iasă să nu iese drept pe perete cum e ăsta, să duce căldura sus. Dar de aici, de la jumătatea cuptorului, vine uite așa. Și el vine așa. Și toată căldura care vine aici, dăm peretele la sus și arde oalele. Deci nu pleacă sus să se ducă. Da. Le băgăm la cuptor, le ținem 3 ore cu putrigai. Numai adică putrigai la ce e la putrigai? Lemn de plop. Numai plop ardem, sau poate să fie și salcă, dar să fie putrigai din ăla, care îl părâm la mână. N-ați văzut lemn putrigai? Nu l-am văzut. Așa, ăla 3 ore îl ținem. Și de unde luați lemn putrigai? Din prin pădure. În pădure se găsește. Adică ce înseamnă lemn putrigai? Înseamnă un copac care a căzut? A căzut jos, sau este și în picioare, putrăzește și n-a căzut, are rădăcinile tari, dar el, dacă îl iei și îl împingi, se rupe din fața pământului, dacă e putrigaios, se rupe cu rădăcine cu tot. Îl luăm acasă și îl spargem, îl facem bucăți micuță, putrigai, îl uscăm să fie uscat bine și cu acela ardem 3 ore la gura cuptorului. După ce ardem 3 ore și sus în vârful cuptorului aruncăm cu mâna trei strupi de apă pe ele sus, a început să sfâre, deci nu mai primește apa aia, se face bolboroși, atunci băgăm lemne tare, iute, lemn de fac, numai de fac, sau dacă e și stejar, mai puțin salcâmul, nu merge. După 3 ore? După 3 ore începem să băgăm și ardem 12 ore sau 10 ore la un cuptor. Pe două părți se facă, două furuni, una la un cap, una la un cap. Am cuptor acasă, dacă ați venit numai de curiozitate așa, când așa de oare. Păi ce credeți că nu mai venim la dumneavoastră? Abia ne-am învățat. Fără, veniți și la cuptor. Fără, filmăm, fără. Să vadă oamenii cum se arde pământul, cum se fac oalele arse. Da, vreau să vă mai întreb cum se face smalțul. Dumneavoastră lucrați și cu smalț? Eu lucrez cu zămalț, dar zămalțul nu se face din pământ. Zămalțul să cumpără la magazine, era pe timpuri când trăia tata de avea un zămalț, lucea, zicească iaur. Dacă eu țineam o mână de pământ, de zămalț în acela mână, îți lua oiche de nu puteai să stai cu oiche în el. Așa scrivea, îi zicea litargă, solți de pește, zămalț, solți de pește. Acum a scos pe la Baia Mare care fac din plumb, deci zămalțul face din plumb, da, minim de plumb,
Îl luăm și îl facem, îl ardem, îl punem pe, îl pisăm, îl facem lichid și îl dăm pe oale. Exact, apă din asta cu minim de ăla de plumb, îl dăm pe oale. Și asta zâmă altă ăla, lucios ăla. Dar înainte din ce se făcea ăla care îl ziceți dumneavoastră că lucea solzul de pește? Din eu ce se făcea? Eu nu știu, se cumpăra, nu știu din ce se cumpăra. Ei. Da, se cumpăra din la magazine sau se aducea și din alte părți. Da, iar acum minimul de plumb nu e periculos pentru om. Pentru că minimul de plumb, începând de la 700, 600, 800 de grade, nu mai e nimic în el, numai luciul ăla rămâne. Da. Dar el a s-arde, ajungând la 1400 de grade, nu rămâne nimic. De temperatură nimic. Vorbim da, acum. Da, da, glazura aceea. Păi, da, asta e temperatura la care ajunge un cuptor? Un cuptor de arde la, și la 1400 de grade. 1400? La 1400 de grade, da. Știu că aveți și o tehnică prin care se verifică o oală dacă e spartă sau nu. Cum se procedează? Și dacă se face asta și înainte de ardere sau numai după? După ce se ard oalele, până la ardere nu. Deci după ce se arde oala, se ia orice oală. Se ia în mânut așa și se... O ții de fund. Dacă o ținem de aici, se aude ceva. Se întâlnesc ceva. Nu. Dacă o ținem numai de aici... Deci se aude sunetul acela. Așa. Deci ala e bună. Iar când aude, când e spartă oala asta, ținând-o tot de bun, are scârțăitul ăla de spart. Da. Se cunoaște, asta e spartă, nu e bună. Deci asta e bună. Uite, da, da, e bună că se aude țicăitul ăla. Dar vedeți și la spartă pe aici să facem o demonstrație. Nu știu, să mă duc să caut. Nu mai căutăm. Să le luăm la rând. Și înainte de ardere, ziceați că se pot sparge și înainte de ardere, nu se verifică înainte? Că nu poate se, le nu se verifică, nu, nu. Se văd? Păi când se vede de crapă pe la punț sau pe la buză, se vede că crepătura aceea se crapă la buză de între peptenul ăsta pe ea. Deci atâta e degajarea la ea. Dacă e pământul rău, deci numai dacă e pământul și rău, e pământ iute, e pământ iute și temperatura mare la uscat se crapă. Cum adică iute, pământ iute? Se cunoaște pământ iute și pământ dulce. Ce mai ziceți, dragi telespectatori? Da, da, da. Cunoașteți da, da, da. Termenii ăștia? Ce înseamnă pământ iute? Ce înseamnă pământul dulce? Pământul iute e sclipos, zici că ai dat cu ceva pe el. Exact cum nelește cineva o coadă sau ceva, sau cum ai dat cu lac pe o cană, pe o vază de flori, lacul ăla. Pământul iute e ăla care sclipește rău de tot. Iar ăla care nu iute, nu are nimic pe el. E pământ, exact cum este pământul meu, uitați. Iar ăsta, dacă iau din ăla... Ăsta-i dulce, da, așa se zice, pământ dulce, din bătrân. Eu îi zic și eu tot ca ai bătrân. Foarte bine, foarte bine că păstrați termenii. Păi și, deci, al dulce e bun și al iute? Și al iute nu e bun. Și ăla crapă? Ăla crapă și la ardere, chiar dacă îl lași la uscat, 3 luni de zile uscat așa, dacă l-ai băgat la cuptor, crapă. Crapă chiar dacă nu crapă înainte, crapă la cuptor? Da, crapă la cuptor. Deci, dacă îl lași lent la uscare, zici că ai scăpat cu ea, bași la cuptor și tot cuptorul scoți. Spart. Dar întrebare, de unde se ia, adică se poate fi recunoscut acolo în exploatare pământul? De unde se ia, da, 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 da. Adică știți care e iute, care e dulce când vă duce să luați? Eu fac o groapă aici și dau de pământul acela, se vede. Care e iute? Da. Ce se vede? Se vede luciul lui, deci luciul lui. Să curăță bine, să ia tot nisipul, pământul, nu nisip, nu piatră, nu pământ, nu nimica, până când rămâne el de-i tragi cu săpița sau cu ce tragi pe el așa. Și în momentul ăla el lucește și nu poți ține ochii în el. Parcă a pus cineva pe el luciul ăla. Și ăla nu-l putem lua. Îl săpăm, faci probă cu el. Hai, iei o posăviță, dar nu mă iei altă dată de acolo. Și deci face probă că iei o dată și lucrez. Ori la uscat, ori la arde. Și acolo nu mai e. Să face alte groapă și găsim și de pământ de-al dulce bun. Eu zic să pământ bun. Dulce. Dulce în sensul că e cum se cade, adică da, stă da, la da, da. Prelucrare. Da, da. Nu că e dulce la gust. Da. Din cauza asta, probabil că i s-a dat denumirea, că e prietenos, nu? Da, da. Acceptă să fie prelucrat și să se transforme într-o oală de lut. Da, e fascinantă meseria asta, meșteșugul ăsta pe care îl faceți dumneavoastră. Și vă felicit că, iată, nu numai că ați păstrat, ci că și dați mai departe. Aș vrea să lucrez și când copiii să zică că domnul neaconerul din sat e gata să moară. Aș vrea să lucrez și atunci. Am inima aia. Zicea mea, lasă-le încolo, că aia e tatea asta. Mai ales că vin, zice, la copii,
sau mă duc pe unde merg. Am fost și la zilele Băleștiului, am fost și la Hobița, cum v-am spus, am fost la Craiova 3 zile acum în... Da, te-l cunoaște, așa. Popular de la Craiova. Da, și ar zice că să nu mai lucrez, dar eu aș vrea să lucrez și noaptea. Da? Așa de... Vă e drag. Așa mi-e drag și mi-a plăcut așa ceva. Acum acasă aveți oale făcute? Mai arsă mergeți? Câteva, am arsă câteva, dar vreau să strâng cuptorul și să-l fac în alt model, mai micuț puțin. Pentru că dacă îl fac mai micuț, pot să ard mai repede. La 2 săptămâni pot să ard odată. Dacă el e mare, trebuie să stai mult până să usucă, trebuie basă multe și amâni arderea. Deci am o comandă acum de Paști, neapărat trebuie să fac cuptorul ca să le ard pentru oameni. Ce comandă aveți de Paști? Comandă de cane. Nu le-am aici, că le-am avut acolo făcute aici. Dar cum? Că din alea? Cănuță din acelea micuță. Hai să fac una să o vedeți. Ia să vedem. Dar să-mi spuneți la ce le folosesc oamenii? Le dau de pomană? Canele le dă pentru mort. I-a murit soțul, a dat de plastic, a dat cane de sticlă, pahare și cane de plastic. Cum sunt canele? Uitați, cane de plastic. Le-a dat în noaptea Paștelui 2 ani de zile și la al treilea an acum a visat că să nu mai dea cane din alea, dacă îi dă cane de pe nevasta lui, să nu imediat să-i dea cane de pământ. Cine a zis? O femeie de aici din noi. Dar cine a zis să nu-i mai dea? Ea a visat. Tale ai visat pe soțul tale, pe mine, deci... m-ai visat pe mine și ai zis, mi-ai dat cană de plastic, n-am beut din ea, mi-ai dat cană de sticlă, deci n-am beut din ea. Pe soțul decedat, da, ca să-i facă cană de pământ. Să nu-i mai dea cană de pământ al treilea an, să dau 3 ani de zile, să dau cană de pomană în noaptea Paștelui. Aici e biserica, venim aceea. Deci câte cănuți? Această femeie, câte? 44 de 44? 44 de cănuți. Și l-a visat să nu-i mai dea de... Da, să nu-i mai dea de plastic, de plastic sau al treilea an, să nu-i mai dea de plastic sau de sticlă. Să-i dea de cană de pământ. Aia e primit. Deci din pământ în pământ mergem cu cană de pământ să bea. Foarte interesant. Da. Să știți că este o datină, dar este, eu sunt convinsă că într-adevăr s-a întâmplat așa, pentru că vreau să vă spun o poveste adevărată și scurtă, ca să nu vă răpesc din timpul emisiunii dumneavoastră. Eu l-am visat pe tatăl meu după ce a murit, îi promisesem că o să merg cu colegii mei la o bătrână din... Îmi amintesc acum localitatea, undeva spre Craiova, o să-mi amintesc, și își pregătise și el ceva să-i dea acelei bătrâne, care era sărăcuță, singură, și își pregătise și tata să-i dea ceva și vrea și el să meargă. Între timp el a murit și eu nu m-am dus atunci, dar până la urmă m-am dus și i-am dus și aveam și noi să-i ducem, ce i-a dat și el din partea lui. I-am dat și o plapumă. Iar acea plapumă a îmbrăcat-o o colegă de-a mea, că a zis că dă și ea de pomană o, cum se cheamă, o lenjerie. Și plapuma mea a îmbrăcat-o ea. Și l-am visat pe tata după un timp, că mi-a zis că a venit cineva să-i îmbrace și lui, a venit un om să-i aducă și lui să-și îmbrace plapuma. Deci, efect, da, e perfect real ce vă spun. Deci, mi-a spus așa, plapuma aia... A venit un om și mi-a adus un brac. Și atunci m-am dus și am luat eu altă lenjerie și am dat-o de pomană altcuiva. Și de atunci n-am mai visat așa ceva. Vă dați seama, deci e exact același lucru ce a pățit această femeie. Aici, la vreo 5-6 căști de aici, pe partea dreaptă, cum merge, sunt spre motor. Și neaconerile, 2 milioane, 5 milioane mi-a cere să-mi faceți 44 de cănuți. Uite că se păstrează totuși tradiția chiar și impresionant cerută de cei care nu mai sunt. Și cănuțele astea au și mânușe, nu? Cu mânușe. 44, cum sunt cele 44 de pahare din, da. Din Biblie. Pământul ăsta cum se cheamă? Știu că au denumiri diferite în zone. Lut, să zici. Lut. Așa se zicea, da, Lut? Da, așa. Da? Pământ de oare. Pământ
Deci pământ de oale, nu pământ. Nu pământ din ăsta, că nu are nimic în el, nu are nisip, un bob de nisip. Cât vârful acului, dacă rămâne un bob de nisip în el, nu se poate lucra. În momentul când faci oala și o iei cu pieptenul, pieptenul ăla agață nisipul și ți-o taie pe loc. Ăsta e un piepten. Un piepten care se lucrează cu el. Dar în afară de Gălășoaia, mai există alte locuri unde se află pământ pentru oale în Gorj? În Mehedinț. Eu am luat și la Mehedinț. În ce localitate? Comuna Florești, satul Noapteșa. Acolo am un prieten, acolo de am fost. Ei nu lucrează, lucrează cam urât. Și am fost la ei acasă, le-am lucrat, le-am arătat cum să lucreze și mi-a dat și mie cu sacul pământ. Mi-a băgat din cotez la ei în sac și l-am luat cu mașina, l-am adus acasă. Cum se cheamă ce faceți acum? Cum? Ce faceți acum? Cum se cheamă? O cană de... Nu, lucrarea asta. O floare, da. O floare? Da, o floare făcută din pepten, din rușeală roșu, negru, stur și humă albă. Stur, pământ alb. Sturul e negru? Da, sturul e al negru. Le învăță până la urmă. Da, rotița asta pe care o folosiți acum bănuiesc că e o chestie mai nouă, adică nu... De unde o cumpărați? Au. Roata cu nu, care nu, faceți... Ai. Nu a făcut nimeni așa ceva de aia. Aveam pe rătezanul și m-a întrebat cum i-am făceam. I-am spus eu lui niște ăla și până la urmă a aflat și m-a luat la întrebări că n-am vrut să-i spun, dacă vă spun, da. Am înțeles. O rotiță făcută din jucării de la copii. De unde să o cumpără? Nu da? Pus de-a. Dar are un aspect așa de altfel, uitați. Foarte frumos, într-adevăr. Ce vă doriți dumneavoastră așa? În continuare, pe viitor, ce planuri de viitor aveți ca olar, ca om al fostului sat Gălășoaia, al fostei vetre Gălășoaia? Ca olar câte zile am de trăit de acum încolo, cel mai mult mi-aș dori ca copiii aceștia să aibă o speranță să poată să devină, adică să se dea meșteșugul acesta înapoi, să poată să învețe și să revenim iar la oale de lut, la cane de pământ, să dispară plasticul. Asta ar vrea toți olarii care sunt, da. Și ce vă spusei, lucrez pentru mine, pentru a câștiga bani și pentru copii ca să-i învăț să poată să aibă și o meserie, să zic că chiar dacă merge la o facultate, dar am învățat oale la Neaconeru, la Comuna Cornești. La Comuna Bălești, satul Cornești. Și vă spusei că am fetița asta, am niște fete aceia, a lucrat, a luat bani pe marfa lor la Hobita. Da, de ars, oalele se ar tot la dumneavoastră acolo, la atelier. Nu le-am ars, nu le-am ars, oalele s-ar la mine la cuptor, n-am cuptor aici, la școală. Asta presupune neapărat copiii să aibă și cuptor acasă, dacă nu, vor să învețe și să păstreze meseria. Da, dacă ei vrea să învețe, da. Am o fată care vrea să-i facă atelier acasă. Deci un atelier trebuie râșniță pentru care să fac popsele, roată pentru a face, pentru a lucra și cuptor. Și cuptor neapărat. Și cuptor de ars. Iar la cuptorul de ars și la pământ, alea trebuie să știe, dar aia nu, cine mai merg copiii acum, chiar dacă învață. Mai merg ei să bage prin grob, să scoată pământ, să facă. Numai dacă ar fi să iei, să-i duce acum, să-mi dea mașină, nu, dar să-i dea să-i arăt eu, să vadă. De unde să ia pământ, ce pământ trebuie făcut, ei lucrează, dar cu pământ adus de mine. Deci, în mare, ce aș vrea să spun, asta să învețe ei, să aibă o diplomă acolo. Să aibă o diplomă și poate dintre toți, măcar unul, să își dorească să învețe, să aleagă pământul și să și aibă cuptor acasă. Să ardă oalele, pentru că pentru a păstra meșteșugul trebuie obligatoriu să găsești pământul și să-l și arzi ca să poți să faci o oală să trăiască. Domnul Coneru, suntem la final. Vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că v-ați făcut timp să facem și mânușa, normal. Nu o să lăsăm oala fără mânușe, cana fără mânușe. Vreau să vă felicit pentru faptul că ați păstrat acest obicei, mai ales că acest meșteșug, mai ales că bănuiesc că sunteți pensionar, câștigați oricum o pensie frumoasă și totuși faceți olăritul în special din pasiune și din dragoste de meseria de demult și nu neapărat pentru bani. Da. Puteați să trăiți foarte bine și fără să faceți olărit. Fără olărit, dar
oricum, mi-e drag așa, fără, dacă aș lua, chiar dacă m-aș duce și aș da 10 oare de bucăți tale sau la un bărbat, și fără bani, atât am sufletul ăla și inima aia de ce am învățat această meserie.